Cetățenii municipiului Târgu Jiu au o reală problemă în ceea ce privește locurile de parcare din oraș. În Târgu Jiu sunt cetățeni care au 3 sau 4 locuri de parcare rezervate pentru 24 de ore, iar alții nu au deloc. Multe locuri sunt libere, dar sunt marcate cu roșu și cetățenii nu au voie să staționeze nici măcar 5 minute. Oamenii sunt revoltați și spun că trebuie ca autoritățile să vină cu o soluție pentru a defluidiza și traficul din oraș. Foarte grav. Adevărul ăsta e. Te duci la un magazin, stai 5 minute, 10 minute, trebuie să plătești. Nu au nici măcar o oră pentru un om care vine să-și cumpere ceva, să parcheze undeva. Sau la farmacie, dacă aveți nevoie pentru 5 minute. Farmacie, magazin, indiferent. Nu contează. Vi se pare normal? Nu. Am fost și în București. În București am văzut că au de la 18 până la 6 dimineața sunt liberi. La noi sunt non-stop. E misiune imposibilă, ca să zic așa. Păi asta ar trebui să o caute municipalitatea, în sensul în care ar putea achiziționa niște terenuri la intrarea în oraș și construiască parcări. Uitați, unde a fost, unde s-a vrut construcția casei de pensii Gorj. Mă rog, s-a renunțat, acolo de ce nu se face? Una etajată, dacă se poate. Sunt atâtea terenuri lăsate de izbeliște la intrarea în oraș. Nu interesează pe nimeni. Este foarte dificil să parchezi în oraș, spun oamenii. E foarte dificil, este normal. Nu există parcări subterane, multe. Am înțeles că la mall sunt, dar s-au pus și cu plată. Mă rog. Păi s-au mulțit mașinile, ce să mai... Cu parcările roșii nu mi se pare corect. Vine omul din mediul alalt, de la țară, de unde vine. El ce face? O lasă la intrare în oraș și iau un Bolt sau un taxiu ca să vină, sau vine pe jos. Da, ok, deci nu, normal trebuia să fie toate albe și asta este, că na. Bineînțeles, și asta este o mare problemă, că decât să parcheze pe locurile roșii, mai bine o lasă undeva unde sunt cu două benzi, o lasă pe avarie sau ce face, să duce repede sau traversează strada repede ca să vină să plece și uite, se întâmplă accidente, se întâmplă mai multe chestii. Bineînțeles. Da. Foarte mulți șoferi s-au plâns în repetate rânduri de lipsa locurilor de parcare în municipiul Târgu Jiu.